sau o nouă majorare a prețurilor pe piața RCA. Executivul anunță în egală măsură și măsuri pentru protejarea oamenilor. Ce se întâmplă de acum încolo? Ce măsuri ia în calcul executivul pentru a ieși din impasul anunțat de câteva săptămâni? Și cine plătește pagubele lăsate în urmă de insolvența Euroins? Ne spune acum ministrul Finanțelor Publice, Adrian Căciu, în legătură directă telefonică cu noi. Bună seara, domnule ministru! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație! Mulțumesc pentru că ați acceptat invitația în jurnal. Aș vrea să vă întreb care este următorul pas. Ce măsuri va lua executivul pentru protecția consumatorilor, pentru protecția clienților? V-am spus și astăzi, dar și în zilele trecute, că în cazul în care există o astfel de situație, evident, guvernul, pe baza unor propuneri venite de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru că soluțiile trebuie să vină de la această autoritate, o autoritate care, până la urmă, coordonează piața asigurărilor, guvernul va lua toate măsurile care sunt necesare pentru a proteja consumatorii de asigurări, pentru a fi protejați în fața unei eventuale creșteri de prețuri. De altă parte, aș vrea să menționez și faptul că mă bucură într-un fel. Soluțiile le vom vedea cu siguranță săptămâna viitoare, pentru că luni conducerea ASF este la Parlament și bănuiesc că luni, marți, o să aibă și propuneri și către guvern și către Parlament de îmbunătățirea situației. Ceea ce mă bucură însă este faptul că Autoritatea de Supraveghere Financiară a ascultat recomandările pe care le-am dat zilele trecute, când am cerut ca în niciun caz soluțiile cu care se va veni să nu fie la nivelul tarifelor de referință recent publicate, cele care de altfel ne-au revoltat pe toți. Cu alte cuvinte, dacă va fi o intervenție în zona de piața asigurărilor, va fi la un nivel a unor tarife mai mici, aferente sau echivalente anului 2022, și acum rămâne să se stabilească la ce perioadă se raportează. August, martie, vedem, asta trebuie să vină ASF-ul cu analiză de piață și să ne propună soluții. Dar consumatorii sau guvernul, ca să fiu mai clar, va proteja consumatorii. Ceea ce trebuie este la fel să spun și este necesar să spun. Această soluție este o soluție temporară. Deci vorbim, domnule ministru, despre o eventuală plafonare a prețurilor la RCA, da? I-aș spune o înghețare la un anumit nivel. Mult sub ceea ce înseamnă tariful pe care tot ASF l-a publicat recent. Care ar putea, sau în jurul cărei sume s-ar putea situa pragul de plafonare? N-aș vrea să spun acum, vedem cu ce soluții vine ASF-ul. V-am spus ceea ce am auzit astăzi din ce a comunicat autoritatea, a fost că se gândesc dânsii să facă o propunere care să fie în jurul valorilor din luna august 2022. Domnule ministru, ne reamintim că o situație asemănătoare a fost și anul trecut, atunci când ne reamintim ce s-a întâmplat cu City Insurance, și de asemenea executivul a discutat în spațiul public despre o eventuală plafonare a prețurilor la RCA. Ne reamintim că s-au făcut pași în acest sens, însă nu a mai venit niciodată acel act normativ care prevedea acea plafonare. Ce s-a întâmplat atunci și de ce acum situația ar fi diferită? Va fi diferită, pentru că asta vroiam să vă spun. Intervenția guvernului va fi în momentul acesta condiționată de un plan de acțiune în care toate autoritățile de reglementare să înceapă să-și facă treaba, iar acolo unde nu au atribuții încă sau consideră că sunt vulnerabile în fața pieței, să solicite, iar Parlamentul și guvernul le va ajuta, le va sprijini cu legislația aferentă. Pentru că anul trecut, când City Insurance a avut o astfel de problemă, tot la propunerea ASF, guvernul a propus o înghețare a tarifelor, a prețurilor. Numai că un alt reglementator din piață, altă instituție autonomă, nu a dat avizul pe această ordonanță sau hotărâre de guvern. Ceea ce în acest moment, în momentul în care noi vom lua această decizie la propunerea ASF, vom avea discuții cu toți din zona aceasta de avizare, astfel încât, dacă începem un astfel de demers, el să se și finalizeze. Bun, care a fost argumentul pentru care atunci nu s-a dat avizul? Pentru că putem observa că e posibil să folosească același argument și de data aceasta. Și vedem că prețurile polițelor RCA sunt foarte mari deja. Eu cred că între timp Consiliul Concurenței a văzut ce înseamnă să lași piețele să eșuez. A văzut ce înseamnă piața energiei,
A trebuit aproape un an de zile ca guvernul să găsească resorturile să poată proteja românii. Cred că Consiliul Concurenței a început să înțeleagă ce înseamnă să ai un rol activ în societatea românească și să-ți faci, să spun așa, atributul de a veghea la bunul mers al piețelor. La fel cred și îmi exprim această speranță în mod public că și Autoritatea de Supraveghere Financiară înțelege faptul că nu mai putem rămâne într-o situație de acest gen, în care, într-adevăr, vom veni cu o măsură temporară. Dar la finalul acestei intervenții va trebui să avem o piață care să funcționeze în beneficiul consumatorului. Asta voiam să vă întreb, domnule ministru, pentru că dacă veniți cu această plafonare a prețurilor la polițele RCA, sunt experți care susțin că ulterior vor fi din nou la fel de mari aceste tarife. Cum veți face să țineți în frâu până la urmă această piață care este liberă? Tocmai asta spun. Această propunere de soluții de la autoritate va trebui să vină cu un plan de acțiune concret al autorității în privire la modul de diversificare a pieței, atragerea de noi jucători, de stabilirea unor prețuri care să fie unele rezonabile și nu rezonabile. Vă dau un exemplu. La acest moment, în legislație, dau ca o soluție, posibilă soluție. În legislație, un auditor independent face un raport, nimeni nu-l verifică și el doar se publică și toți stăm și ne uităm la acele tarife ca și cum ar fi bătute în cuie. Nu, trebuie să existe capacitatea autorității de a respinge, de a face propria sa evaluare asupra pieței. Nu putem să ne uităm, doar să asistăm ca martori, până la urmă suntem decizionali. Și decizia trebuie să vină asumată printr-o legislație, să vină împuternicită printr-o legislație. Trebuie să ai capacitatea de a interveni în piață într-un mod, încă o dată, bun pentru cei care sunt jucători onești, dar mai ales într-un mod care să confere consumatorului de produs, de serviciu respectiv, o predictibilitate, un preț rezonabil, o capacitate de a putea să consume acel produs. Până la acest moment, și am mai spus-o și o repet, prețurile la RCA sunt nerezonabili, nerezonabili de mari. Domnule ministru, în discuțiile pe care le-ați avut cu instituționale, cu reprezentanții ASF până acum, au reușit aceștia să explice cum de-au urcat atât de mult aceste tarife? Pentru că spuneți chiar dumneavoastră că sunt nerezonabile. Urmează să mai avem discuții. Văd că lucrurile se îndreaptă către o zonă de normalitate și de... Hai să nu spun normalitate încă, pentru că urmează să intervină normalitatea, dar măcar de construcție a unui nou mod de realizare a unui preț onest, a unui preț corect. Încă o dată, prețurile acestea, dacă le vedem mari, au cauze. E posibil să fie prea puțini jucători. E posibil ca cei care promovează astfel de prețuri, am spus mai devreme de această modalitate, așa zis, independentă de a stabili niște tarife de referință, să fie doar catalizatori a unui prețuri care n-au legătură cu realitatea din piață. Și costurile, încă o dată, trebuie să ne raportăm și în aceste soluții, cu siguranță va fi și o analiză, da? Nu sunt numai soluții. Soluțiile vin însoțite de o analiză. Să vedem care au fost profiturile în această zonă. Care a fost daunalitatea, cu cât au crescut profiturile raportat la cu cât a crescut daunalitatea și atunci cum de au crescut prețurile atât și care este de fapt punctul de inflexiune, dacă vreți să-i spun așa, punctul normal de exercițiu al acestei piețe, unde ar trebui să se situeze prețurile, pentru că, încă o dată, vorbim de o piață reglementată, o piață în care legislația obligă cetățenii, consumatori și companiile ca toate autovehiculele să fie asigurate. Nu este o asigurare voluntară. Fiind obligatoriu, eu cred că responsabilitatea este de două ori mai mare ca această piață să fie bine reglementată. Și pentru că este o asigurare obligatorie, am văzut că au fost situații în care costa mai mult decât o asigurare casco. Însă v-aș întreba, pentru că spuneați că sunt prea puțini jucători, ne reamintim la cazul precedent cu City Insurance, se vorbea foarte mult despre înființarea unei companii de asigurări de stat. În ce stadiu mai suntem?
S-au făcut pași concreți în acest sens la CEC Bank, care va înființa această companie. Eu preconizez că într-o lună de zile se vor depune și documentele de autorizare a noi companii. Numai că trebuie să ținem cont că nu e de ajuns o singură companie pe piață. Mai este un aspect. Dacă vedem ce se întâmplă cu Euroins sau cu City Insurance, care au avut cote foarte mari, eu cred că trebuie să luăm în analiză și ASF-ul să vină cu o soluție referitoare la cotele maximale de piață ale jucătorilor. Dacă vrem o piață diversificată în care să fie competiție, care să conducă la un preț căzut, nu poți să lași doar un jucător să aibă jumătate din piață. Și atunci cred eu că se impune și o astfel de abordare. Dar, încă o dată, n-aș vrea să mă antepronunț, cred că săptămâna viitoare foarte multe din soluțiile pe care și eu le-am prezentat sau și altele pe care ASF-ul, pentru că ei sunt specialiști în acest domeniu, cred că multe din aceste soluții vor apărea în spațiu public și se va lua cea mai bună decizie pentru consumatorii de energie. Domnule ministru, săptămâna viitoare vor apărea variantele, așadar, cum spuneați, în spațiul public. V-aș întreba de când credeți dumneavoastră că cel mai rapid vor intra în vigoare aceste măsuri propuse de executiv, mă rog, la inițiativa ASF? Cât mai repede, dacă este cazul de o astfel de intervenție. Deci, această intervenție trebuie fundamentată, da? Dacă este cazul de o astfel de intervenție, pentru că hai să lămurim și un alt aspect. Partea de asigurați la compania care a fost sancționată astăzi de ASF este preluată de fondul de garantare al asiguraților și acele polițe rămân în vigoare până la expirarea lor. Deci pot să rămână în vigoare până la un an de zile. Dar soluțiile cu care vine ASF-ul trebuie să ne dea, în primul rând, nevoia de a interveni pe piață ca guvern și, doi, care e planul de acțiune în paralel de desfășurat de către autoritate sau chiar și de către legislativ, de către Parlament, astfel încât piața aceasta să funcționeze corect. Nu este dacă era prima oară când se întâmpla acest lucru, probabil că puteam să abordăm mai, nu superficial, mai la suprafață, adică doar se intervenea pe temporar. Este a patra oară când se întâmplă, ceea ce înseamnă că undeva poate este o chestiune de reglementare, poate e o chestiune de autoritate, poate este o chestiune care trebuie să fie modificată, adaptată, îmbunătățită. Și pentru că tot ați adus în discuție, într-adevăr, a patra oară, vedem prima oară în 2015, 2016, 2021, 2023. Așadar, care ar fi cauza până la urmă? Nu vă pot spune în acest moment pentru că nu am aceste date și aș vrea să vină Autoritatea de Supraveghere Financiară cu aceste date și soluții. Deci soluțiile vor fi însoțite de analize care să ne spună care sunt vulnerabilitățile acestei piețe astfel încât, și măsurile de luat, astfel încât aceste vulnerabilități să fie eliminate. Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste